Mii de copii dispar de acasă. Din cele peste 6700 de persoane înregistrate dispărute anul trecut, mai mult de jumătate sunt minori. Care sunt motivele pentru care pleacă aceștia de acasă? Care sunt motivele pentru care ei aleg strada în favoarea familiei? Vom vedea în această seară și care sunt soluțiile. Așadar, rămâneți pe A7 TV. Ne revedem în câteva clipe la emisiunea Sub Lupă. Imaginează-ți că vii acasă și îți dorești o schimbare. O schimbare în lumină și culoare. Rives îți oferă aceste vopseluri decorative de care ai nevoie. Vorbim despre apartamente. Vorbim despre acasă. Nu vorbim despre oțel, beton, cărămidă sau fier. Vorbim despre visuri împlinite și planuri de viitor. Nu vorbim despre blocuri, alei sau drumuri. Vorbim despre comunitate, despre viața pe care o aducem acestui oraș. Alege să faci parte din locul în care scriem viitorul pentru copiii noștri. Alege să le oferi copiilor tăi șansa de a-și transforma în realitate visurile, pentru că doar acasă visurile prin viață. Când o să fiu mare, vreau să mă fac doctor. Când o să fiu mare, o să vreau să mă fac coafeză. Când o să fiu mare, vreau să fiu doctoriță. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu polițist. Când o să fiu mare, o să vreau să fiu pompier. Alege să faci din comunitățile Maurer Imobiliare acasă, iar visurile copiilor tăi vor deveni realitate. Investește azi în viitorul lor. Maurer Imobiliare. Constructorii de visuri. Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sub Lupă. Așa cum vă promit de fiecare dată, aduc înaintea dumneavoastră subiecte de actualitate și de maximă importanță. Și în această seară aș vrea să vorbim despre un lucru tulburător. Statisticile nu arată deloc bine, sunt niște cifre care m-au îngrijorat și din acest motiv am ales în această seară să discutăm despre cazurile copiilor dispăruți. Așa cum am zis și la început, anul trecut s-au înregistrat peste 6700 de persoane care au fost date dispărute. Mai mult de jumătate din aceștia sunt minori. Haideți să vedem puțin niște statistici ca să vedeți care este punctul nostru de pornire. În prima fază aș vrea să vă arăt un raport oficial al Uniunii Europene pe o perioadă de 5 ani, 2011-2015. Dacă priviți graficul în partea stângă, acestea sunt numărul de apeluri pe care le-au primit asociațiile pentru copii care au fost declarați lipsă de acasă, dispăruți. Iată, în 2011, 34.572, a crescut alarmant, până în 2013, 250.012 și în 2015, 209.841. Și în partea dreaptă vedem care sunt categoriile de copii care au fost dați dispăruți. În prima parte sunt cei care au fugit de acasă în cei trei ani, 2013, 2014 și 2015. A doua categorie sunt părinți care și-au răpit proprii copii. În a treia categorie găsim copii care au emigrat și nu au fost însoțiți de părinți, de cineva major. În cea de-a patra categorie sunt răpirile criminale și în ultima categorie sunt cei care au fost pur și simplu dispăruți, care au fost răniți sau pur și simplu nu s-a mai dat de urma lor.
Încă un raport pe regiuni. Din felia aceasta vedeți că sunt mai multe culori, cea albastră, sunt statele care fac parte din Uniunea Europeană. Cea bleu, vedeți 11% state din Europa care nu fac parte din Uniunea Europeană și mai departe puteți să vedeți în funcție de culori care sunt și procentele. Și un ultim raport din partea celor de la Uniunea Europeană sunt de asemenea și locurile de unde au fost declarați dispăruți copiii. 66% culoarea portocalie de acasă sau din familie. 20% bleu dintr-o instituție și vedem că sunt locuri necunoscute sau chiar dintr-o familie care crește copiii. Acestea sunt situații la nivel european, ați văzut, și chiar la nivel mondial, pentru că sunt notate și Africa, Asia, America printre acestea. Dar haideți să vedem puțin care este situația și la noi în țară, pentru că aici este alarmant și o să urmărim împreună un carton grafic să vedem informația. Deci peste 4.000 de copii au fost dați dispăruți anul trecut, iar pentru 90% dintre ei a fost mai bine pe stradă decât acasă. Deci au plecat voit de acasă. Din cele peste 6.700 de persoane dispărute, așa cum a zis și la început, 4.408 au fost minori. Și foarte interesant este că polițiștii nu au reușit să identifice nici până acum 107 din acești copii dispăruți. Alături de mine am în platou două persoane deosebite cu care aș vrea să discut, să putem vedea care sunt motivele pentru care copiii aleg să plece de acasă, pentru că în număr foarte mare așa se întâmplă. Copiii dispăruți aleg voit. Este decizia lor să plece de acasă și, bineînțeles, încercăm să găsim niște soluții. Părinții, cine este de vină, ce se întâmplă, cum ar trebui să fie comunicarea, toate aceste lucruri. Așa că chiar în acest moment vă rog frumos să dați un share emisiunii, să o distribuiți, să ajungă în casele cât mai multor oameni, să putem să evităm asemenea tragedii. Anda Păcurar, psihoterapeut, este alături de mine și Cătălin Ionete, doctor în sociologie. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara, Rodana! E clar că statisticile nu arată deloc bine și Anda, sunt sigură că tu știi în detaliu cazuri de acest fel cu copii dispăruți, dar aș vrea să întreb în primă fază unde ar fi problema? Copilul care pleacă sau părintele care cumva scapă din control situația? Dinamica familiei. Asta înseamnă că și părintele și copilul contribuie la această dinamică. Întotdeauna există un context, există contextul familiei, de cele mai multe ori sunt într-adevăr conflicte în familie, dar există și mediul. De cele mai multe ori copilul este cumva sfătuit de semeni să facă asta. Nu se întâmplă doar în România sau în țări din Europa, așa cum ai arătat, peste tot în lume, copilul, mai ales când ajunge la o vârstă, când se simte mult mai independent, atunci apelează la această soluție. Nu e neapărat strada mai bună decât casa, doar că asta află, din păcate, pe pielea lor și abia după ce au fugit. Iar cei mai mulți sunt, într-adevăr, cu vârste între 12 și 17 ani. Este exact o perioadă de revoltă, când în familie încep să apară tot mai multe tensiuni în relația dintre copii și părinți, pentru că copilul vrea mai multă independență, părintele este un pic îngrijorat, speriat și nu știe cum să gestioneze. Și în același timp, în această perioadă din viața unui copil, semenii sunt mai importanți decât familia și atunci semenii au chiar o influență asupra lui și pot să-l convingă că e o idee. Cătălin, tu cam ce crezi în ceea ce privește această situație? Părinții sunt cei care trebuie să aibă mai multă grijă, copiii sunt cei care trebuie să-și aleagă, nu știu, poate un anturaj mai bun? Cred că cei mai mulți, probabil toți sau un procent covârșitor din cei care fug de acasă, fug ca să scape de un iad, de un fel sau de altul. Fug ca dintr-o cușcă, ca din închisoare, ca din pușcărie și chiar cred că o comparație bună asta cu celula de pușcărie, pentru că într-o celulă din pușcărie se întâmplă abuzuri de tot felul, fizice și de altfel. Și orice, spunea mai devreme, dacă strada poate nu e așa de bună, dar mai devreme, la momentul, nu? La momentul evadării nu știe asta, dar orice e mai bine decât
o celulă de pușcărie unde ești abuzat și supus unei violențe emoționale și fizice constant, fie de părinți, alcoolici, fie abuzivi. Da, aș vrea totuși să precizez și faptul că și extrema cealaltă e valabilă. Sunt copii care pleacă de răsfăț. În sensul, copiii care au primit tot ce au vrut când au vrut și în momentul în care nu primesc, deci nu sunt abuzați, nu sunt ca într-o pușcărie, în momentul în care nu primesc, se simt foarte răniți și devin răzbunători. Și atunci, asta e una dintre răzbunările pe care le pot folosi. Dar probabil fug așa undeva un weekend. Fugă, de obicei fug la prieteni, dar cei mai mulți fug la prieteni, fug la rude. E un mod de a-și pedepsi părinții. Adică, cumva, și copilul care este neglijat, abuzat, poate să fugă, dar și copilul care este răsfățat. Am citit o știre care m-a cutremurat și o să vedeți împreună despre, o să vedeți și noastră despre ce este vorba. 7 copii găsiți fără organe. O știre care, bineînțeles, că bagă panică în toți părinții din România. Citești așa ceva și te îngrozești, te gândești că poate copilul se rătăcește pe lângă tine în mall și atunci îți trece prin cap un scenariu îngrozitor. Te gândești că cineva l-a răpit, s-au găsit tot felul de situații în care s-a spus, copiii au fost duși în toaletă și tunși, schimbate hăinuțele astfel încât să poată fi răpiți pentru organe. Aș vrea să discutăm puțin și să aflăm părerea domnului profesor universitar dr. Dumitru Borțun. Dumnealui este la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Bună seara, domn profesor, ne auziți? Da, sigur. Spuneți-ne, în acest caz de comunicare în masă a situațiilor legate de copii, cum ar trebui cel mai bine să fie gestionate informațiile astfel încât să nu creeze o panică, așa cum a creat această știre care s-a dovedit a fi falsă? Bine, aș începe prin a spune că până acum 2-3 decenii erau interzise știrile cu privire la copii și la animale, folosirea copiilor și animalelor în reclame. Era un regim special al imaginii copilului, pentru că se mergea exact pe ideea aceasta, că produce multă emoție și că imaginea copilului, ca și a animalelor mici de casă, contribuie mult la manipulare. La manipularea, în primul rând, sentimentală, emoțională și după aia ideatică. La ora actuală vreau să vă spun că niciodată în istoria modernă audiența nouă s-a transformat atât de rapid în bani. Avem din cauza asta o cursă satanică, o cursă infernală după audiență, pentru că ea se transformă în bani. Și vreau să vă spun că acest lucru o spun și pentru spectatorii dumneavoastră care nu sunt lacune cu toate aspectele astea. Funcționează și pe internet. Există site-uri, există portaluri care trăiesc, se finanțează, se autofinanțează din reclame. O reclamele vin în funcție de rating, de audiența pe care o ai, o demonstrezi. Așa. N-ai ce să demonstrezi, că se vede la ochiul liber câți vizitatori ai. Acum înțelegeți de unde vin aceste aberații și aceste minciuni abjecte care au niște consecințe psihologice, sociale, morale, în plan societal îngrozitoare. Însă cel care publică așa ceva e un irresponsabil, e un cinic, e un egoist maladiv. Pe ăla nu-l interesează de consecințele în afară de cele financiare. El se îmbogățește. Pentru că vă dați seama câte vizite a avut. Așa se numesc astea. Așa vizitatori. Când exact. Nu aveți idee. Probabil că de ordinul miilor sau zecilor de mii. Nu știu dacă ați văzut ce vizitatori. Nu am urmărit, dar cu siguranță a avut un impact foarte mare știrea. Deci, vedeți, asistăm la un proces de, eu l-am numit în lucrările mele, marketizare, de la market, care înseamnă piață. Exact. Când totul se transformă în marfă, în bun care se vinde și se cumpără pe o piață, viața noastră se schimbă radical. Ori la ora actuală noi asistăm la o marketizare generalizată. Până și informațiile au devenit marfă. Pentru că acest individ care, sau acest grup de indivizi care au publicat aceste fake news, aceste știri false, se îmbogățesc. Pentru ei e o marfă, știrea falsă. Pentru noi
este eronată, este distructivă, poate să ne termine din punct de vedere moral. Vedeți? În lumea asta am ajuns să trăim. Și asta știți pe ce fond? Doamna Pop, pe un fond mai general, care e valabil în toată lumea la ora actuală, criza de autoritate a adevărului. Nu mai există autoritatea adevărului, nu mai există interes pentru realitatea obiectivă. Este ceea ce s-a numit era post-adevăr, pe care dicționarul Cambridge îl definește așa, acum 2 ani. Oamenii sunt înclinați să accepte argumente întemeiate pe emoțiile și credințele lor, decât unul întemeiat în fapte. Deci asistăm și la o criză a respectului pentru fapte. Oamenii nu mai se interesează de fapte, de argumente. Dacă mie îmi convine ce aud, îmi place, mă interesează sau mă distrează, nu mă mai interesează dacă e adevărat. Se numește wishful thinking. Gândirea care funcționează pe principiul plăcerii. Ce îmi place mie să aud. Nu mă interesează dacă este adevărat sau dacă e corect sau dacă are consecințe bune în plan moral. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și vă dorim o seară plăcută în continuare. La fel. Alături de noi, prin legătură directă, a fost domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun. Vom reveni în câteva momente aici, în platoul Sublup, alături de Anda Păcurar și de Cătălin Ionete, să discutăm despre situația copiilor dispăruți. Am văzut cam care ar fi problema de plecare și mă interesează, Anda, aici pe tine o să te întreb. Acești copii care decid să plece de acasă au anumite caracteristici în comun? Există un portret al copilului care până la urmă ajunge să fie al nimănui? Nu neapărat. N-aș spune că e un portret robot. Poate să fie, de exemplu, un copil introvert care nu-și manifestă frustrările, care se simte foarte controlat de către părinți, îi resimte ca fiind autoritar și abia când crește și simte că are și el putere, atunci se revoltă. El poate foarte mulți ani s-a simțit rănit de comportamentul părinților, poate s-a simțit inegal tratat, până la urmă nu contează neapărat dacă a fost sau nu așa, contează cum se simte copilul, asta e adevărul. Și atunci, când ajunge la o vârstă la care simte că poate să riposteze, atunci se revoltă. Și atunci apar acele cazuri surprinzătoare. Vai, dar era un copil care era foarte ascultător, citea tot timpul, la școală avea note foarte bune, nimeni nu s-ar fi așteptat să fugă de acasă. Ce se întâmplă cu un astfel de copil? Își maschează foarte mult frustrările și răbufnește la un incident ce pare minor. De exemplu, ia o notă puțin mai mică la școală, părintele îl sancționează, îi ia telefonul și atunci copilul din revoltă pleacă. E cumva momentul acela de descurajare maximă al copilului, care spune dacă tot nu sunt bun pentru familia asta, ce rost are să mai rămân aici. Deci aici ar fi un anume tip de copil. Mai este, bineînțeles, și copilul care este foarte abuzat și pleacă pentru că nu mai suportă bătăile și tensiunea. Mai este, normal, și copilul teribilist care vrea adrenalină, aventuri, își imaginează cât de mult se va distra dacă va pleca. Adică pot fi multe, multe contexte în care un copil să apeleze la această soluție și de multe ori e mai ușor să apelezi la vârsta asta când ai sentimentul că poți, dar n-ai încă experiența și nici informațiile să-ți arate că nu-i tocmai o idee bună. Și de regulă iese prost, asta e adevăr. Copilul nu se mai simte în siguranță sau nu se mai simte protejat acasă. Crezi că strada, societatea ar putea să îi ofere ceea ce îi lipsește acasă, astfel încât să știu cazuri, am auzit de cazuri care au plecat de acasă, au fost găsiți copiii și au refuzat să întoarcă acasă, au zis că le e mai bine pe stradă. Se poate întâmpla și așa? Ca să răspund la această întrebare, m-aș întoarce puțin la cea dinainte și aș încerca să spun că probabil nu există într-adevăr un profil al copilului care pleacă de acasă, dar sunt destul de sigur că există un profil al familiei din care pleacă copilul respectiv și profilul ăsta ar include neapărat violență
Da? Cel puțin unul dintre părinți abuzează de alcool, dacă nu amândoi. Și alte câteva trăsături care sunt mereu acolo și care fac mediul familial unul extrem, extrem de neplăcut. Și atunci, chiar dacă strada nu este, e o junglă, da, știu, mai ales în București, m-am întrebat mereu de ce, adică nu m-am întrebat, pentru că știu de fapt răspunsul, dar îmi vine să mă întreb uneori de ce nu se duc, de ce sunt atrași copiii sau cei care fug de acasă în general de București sau de orașele mari, de ce nu aleg alte locuri, mai la liniștite. Țară, mai liniștite, mai idilice, poate mai lipsite de violență. Pentru că în aglomerările urbane sunt totuși posibilități de a găsi căldură. Iarna mai ușor decât la țară, unde dacă nu te primește cineva în casă, mor de frig. Pe când în București găsești astfel de locuri, găsești poate pe cineva care să-ți dea o mâncare, găsești poate de unde să furi, găsești de unde să cerșești. Este un loc care, bineînțeles, oferă mult mai multe posibilități cuiva care trăiește în afara societății. De, cumva, nu știu dacă m-am apropiat de răspunsul la întrebarea de ce. Bineînțeles, ce oferă cel mai mult și ceea ce apreciază și ce produce dependență, într-un fel, este libertatea. Am întâlnit oameni, nu neapărat copii, dar am discutat cu oameni care locuiesc pe stradă și pentru care locuitul pe stradă era o alegere. Devenise o alegere. Poate nu fusese o alegere dintotdeauna. Vreau să, nu e visul meu să ajung să trăiesc în Gara de Nord. Dar la un moment dat s-au întâmplat niște lucruri care au făcut ușor să piardă frâiele propriei vieți, s-au pierdut legăturile cu familia și într-o dată te trezești într-un loc fără nicio grijă, aparent, fără nicio responsabilitate, nu grijă, pentru că grija e ce mănânc diseară, nu te dorm la noapte, dar nu mai ai responsabilitate. Și responsabilitatea poate să fie grea și oamenii fug de responsabilitate. Cred că drogul cel mai, în afară, mai mult decât aurolacul, da, de pe stradă, fuga de responsabilitate sau această libertate fără griji este ce este un premiu. E foarte interesant cumva libertatea asta este aparentă pentru că oricum îți limitează cumva oricum perspectivele. Anda, știu că tu ești implicată într-un proiect cu copiii aceștia care fug. Probabil că ai și consiliat părinți, copii. Cum este procedura? Ce simt acei copii? Ce simt părinții? Ce se întâmplă atunci când se regăsesc? Care este impactul? Zine puțin, că vrem să știm și emoțional care sunt implicațiile. Da, de consiliat consiliez în special în cabinet, la cererea părinților sau la cererea copiilor, dar într-adevăr colaborez și cu Asociația Telefonul Copilului, care a preluat acest număr de apel pentru copii dispăruți. Și acolo, într-adevăr, am făcut această pregătire a consilierilor pentru a ști cum anume să discute și cu părinții pe de o parte, dar și cu copiii de cealaltă parte. Pentru că sunt câteva tipuri de apeluri. Poate să sune un părinte pentru că a dispărut copilul, și aici o anumită abordare și revin imediat la ea. Poate să sune copilul că se gândește să plece, că a plecat și ce să facă, sau că s-a întors acasă și nu e deloc bine. Deci toate aceste situații sunt posibile. Când sună părintele, bineînțeles, părintele este extrem de panicat. Părintele trăiește emoții foarte intense, poate la început nici măcar nu le conștientizează pentru că este atât de axat să găsească copilul încât nu-și dă seama de toate emoțiile pe care le trăiește. Atunci, cu cât durează mai mult găsirea copilului, cu atât părintele ajunge să treacă prin niște simptome similare pierderii, similare doliului. E și disperare, e și frustrare, e și furie, e și depresie, auto-învinovățire sau învinovățire. Sunt foarte, foarte multe emoții prin care trece un părinte și din acest motiv, ideal este ca intervenția să se facă cât mai rapid. Și atunci, bineînțeles, chiar aici, la acest număr de telefon, sună în primul rând pentru informații, pentru suport, dar cei care intervin sunt întotdeauna cei de la poliție și atunci părintele este sfătuit să apeleze la poliție. Nu avem chiar așa un sistem foarte bine pus la punct, cum mi s-a întâmplat să experimentez, de exemplu, anul trecut când eram în Statele Unite, a început să-mi țiuie telefonul într-un fel pe care nu-l știam, n-am înțeles ce mi se întâmplă cu telefonul și, de fapt, ei au un sistem în care
introduc alarmă în toate telefoanele care sunt în acea zonă la un moment dat unde a dispărut un copil. Și pe telefonul meu era o alarmă de copil dispărut și un link pe care puteam să, pe care puteam accesa să văd detaliile. Și era vorba despre un copil răpit de, de mama lui, așa cum spuneai și tu, foarte multe dintre răpiri. Și aici ar trebui într-adevăr să subliniem mult asta, apropo de toate știrile false. Sunt acele zvonuri periodice că se răpesc copiii și tot ce se întâmplă. Cele mai multe răpiri sunt făcute de către unul dintre părinți, mai ales când părinții sunt, sunt în conflict. Divorțați. De data asta era un copil răpit de, de mama lui și era foarte riscant pentru că mama suferea de tulburări psihiatrice și atunci era copilul la riscă. De fapt, asta e ideea. Cu cât intervii mai repede, cu atât șansele să-l găsești, pentru că e în proximitate, n-a apucat să se urce într-un tren sau așa, cu atât șansele sunt mai mari și cu atât șansele ca, cresc ca el să nu pățească ceva. Pentru că cei mai mulți copii care fug ajung să fie răniți, ajung să cerșească, să fie abuzați, să ajungă să ofere favoruri sexuale pentru a primi adăpost și hrană. Și odată ce intră în astfel de cercuri, este într-adevăr foarte greu să-i mai, să-i mai scoți de acolo. Ce mi s-a părut interesant aici un pic mai devreme, că sunt și copii care se gândesc să plece și sună. Uh-huh. E puțin ciudat, cumva vor să plece, dar nu vor în același timp. Ce se întâmplă? Sunt supărați pe părinți. Și eu am în, în cabinet astfel de situații. Desigur, părinții aduc pe copii și spun, nu mă mai înțeleg cu copilul meu. Iar eu când vorbesc cu copilul, aflu de la copil că el își face planuri să fugă de acasă. Și atunci am șansa să vorbesc cu el puțin mai concret ce înseamnă să plece de acasă, unde ar pleca, ce ar face, în așa fel încât să-și dea seama că nu e neapărat o soluție și că, în regulă, dacă își dorește să aibă o viață independentă, doar să se pregătească pentru, pentru ea. De cele mai multe ori, cumva puși în fața realității, copiii își schimbă sau măcar își amână planurile. Orice amânare e bună pentru că are ocazia să mai petreacă timp într-un mediu protector, să aibă alte experiențe. Normal, venind la consiliere, vorbesc și cu părinții și părinții au ocazia să învețe puțin un alt stil de a aborda copilul și să nu mai fie atât de cicălitor și de în control, adică să respecte și nevoia asta de libertatea copilului, pentru că totuși nu poți să tratezi. Un copil de 12 ani nu-l mai poți trata ca pe un copil de 5 ani. Nu poți să-i mai spui să se ducă la culcare când vrei tu. Dar poți să-l responsabilizezi, se duce la culcare, să spunem, când vrea el, dar are responsabilitatea de a se trezi la o anumită oră pentru a-și face sarcinile pe care le are de făcut. Deci asta e avantajul. Când vin înainte de a fugi de acasă, avantajul e că pot acționa și asupra copilului și asupra familiei, se ameliorează dinamica și atunci nu mai apare nevoia asta a copilului și de a evada și eventual și de a se răzbuna pe, pe părinte. Din păcate, când deja reușește să fugă, de multe ori fuge încă o dată și încă o dată până când nu mai fuge. Nu mai fuge pentru că rămâne plecat? Uneori rămâne plecat, dar de cele mai multe ori se întoarce acasă, pentru că foarte mulți dintre copii, de fapt, se simt cel mai bine acasă și ei vor doar să, cumva, să dea o palmă părintelui sau să-i atragă atenția sau să spună și el punctul de vedere. Am avut adolescente care fugeau de acasă și dormeau la prietene și te gândeai că e distractiv și ele îmi spuneau în ce situații erau acolo și cum erau într-un fel sau altul tratate în acea casă și nu le plăcea. Până la urmă, normal că orice copil e cel mai bine tratat la el acasă, dacă vorbim de situații normale, nu de situații de abuz în care părintele nu mai este de altfel cu adevărat lucid și responsabil. Dragi prieteni, vă reamintesc că urmăriți emisiunea Sub Lupă. Discutăm despre cazurile de dispariție a copiilor de acasă. Am văzut care sunt motivele, pentru că multe dintre aceste cazuri sunt situații în care copiii chiar aleg ei să plece. Este o decizie luată voluntar. Ne revedem doar în câteva secunde pentru a discuta și ceva soluții pentru a putea preîntâmpina o astfel de situație și tragedie chiar. Cătălin, știm că acum în societatea noastră există tot felul de metode și de situații inventate. Una dintre ele ar fi și parenting. Știu că pe Facebook, cel puțin, sunt foarte multe reclame în această direcție. Consider că parentingul, a participa la astfel de cursuri,
este o fiță sau este o necesitate, mai ales în contextul în care discutăm noi acum? Cred că ar fi bine să spunem că parentingul înseamnă un fel de curs care te învață să-ți crești copilul, nu? Poate pentru cine nu știe. Nici eu nu știam până foarte recent că există o industrie, nu doar că există astfel de cursuri, dar există o adevărată industrie. Sunt oameni care câștigă foarte mulți bani din oferind astfel de cursuri, sunt foarte scumpe unele dintre ele și am fost surprins, plăcut surprins, bineînțeles, să aud că există români care plătesc sume mari, fabuloase, cu miile de euro pentru un curs, pentru că în general pe românii știm că nu cheltuie foarte mult pe educație sau pe dezvoltare personală și asta e ceva ce ține dezvoltarea personală. Există, bineînțeles, cred că este, dat să adresează mai degrabă elitelor de un anume fel. În orice caz, nu cred că putem spune că românul tipic cheltuie bani pe un seminar de parenting sau măcar pe cărți de parenting sau măcar are această preocupare. Dar cred că ce este vital să spunem aici și acum este că este mare nevoie de dezvoltarea abilităților de creștere a copilului. Pentru că toată lumea are impresia că să crești un copil este cel mai natural lucru din lume, toată lumea știe să crească un copil. Uite, bunicii noștri cum au reușit să-i crească pe părinții noștri și bunicii bunicilor noștri și tot așa, adică din generație în generație oamenii au știut, nu vine natural cumva să știi cum ar trebui să îl hrănești, să îi oferi, nu știu, grijă, atenție, iubire, sunt niște elemente pe care cumva natural le ai. Dacă societatea noastră arată așa cum arată acum și nu arată deloc bine, nu arată din cauza oamenilor, pentru că oamenii aceștia crescuți, da, așa cum ai spus, într-un mod empiric poate, da, după ureche sau după unele reguli transmise din moși, strămoși, sau nimeni nu s-a gândit vreodată că sunt niște reguli pentru creșterea copilului, poate. Și asta nu. Da, au existat diverse tipuri parentale și înainte, într-adevăr, și înainte să apară cursurile de parenting. Dar apropo de societatea în care trăim și de toată evoluția tehnologiei, chiar e necesar să înveți. Aș spune că sunt mulți părinți care învață să-și crească copiii, nu neapărat cei care își permit să plătească foarte mult, pentru că deja în grădinițe, în anumite medii, se oferă astfel de întâlniri de grup și cu părinții, în care părinții au ocazia să învețe mai multe lucruri. Bineînțeles, sunt și foarte multe cărți scrise în acest domeniu, dar ce vreau să spun este că uneori discut cu părinții și le este greu să se adapteze de la un copil la altul. Sunt părinți care au copii născuți înainte de tabletă și după tabletă. Lumea s-a schimbat după tabletă și atunci sunt părinți care s-au descurcat cu primul copil, dar poate al doilea a apărut la câțiva ani bun distanță și nu mai știu cum să se descurce. Sunt părinți care trebuie să învețe, și bunica sau mama n-ar fi știut acest lucru, cât de relaxant pentru un copil care de altfel trăiește bullying, trăiește tot felul de situații foarte dificile în societate, cât de relaxant poate să fie, de exemplu, pentru o fată de 13-14 ani să învețe să se macheze și să se macheze o oră întreagă, chiar dacă după aia se demachează și se culcă. Da? Și atunci îți dai seama, lucrurile astea un părinte chiar trebuie să le înțeleagă și să le respecte. Sau de ce o fată care este extrem de bună la școală și extrem de stresată, când merge în vacanță face mii de poze. Este modul ei de a se relaxa. Ori toate aceste aspecte legate de copii și de cum sunt viețile lor în prezent trebuie învățate de către părinți. Iar dacă n-ai acces la tehnologie ca părinte și nu înveți tehnologia, nu-ți poți ajuta copilul. Cum ar fi putut bunica, de exemplu, să înțeleagă în ce situație este o fată care este hărțuită și umilită pe internet? Da, normal că nu are de unde să știe asta. Aș vrea să revin puțin la ideea de mai devreme. Copiii cresc, dar și copiii am putea să zicem că se crește singuri. Numai că pot să crească niște ființe umane cu răni psihologice adânci, care nu știu să se raporteze la cei din jur cum trebuie, care nu știu ce e disciplină, care nu știu cum să trăiești bine. Și asta înseamnă să crești un copil bine. Să fie și asta e o artă. Este o artă și e nevoie de efort și e nevoie de știință, am putea spune. Și astfel de seminari, de cursuri, de cărți, de literatură, oferă această cunoștință vitală pentru a face o lume mai bună, pentru a face familii, pentru a avea copii sănătoși și fericiți, dar pentru a avea în cele din urmă o societate mai bună, pentru că societatea e făcută din indivizi.
Spunea Ana un pic mai devreme că mulți dintre copiii care pleacă odată, practic se creează un precedent și poate prima plecare e mai dificilă, exact, până prind curaj așa. După aceea se întâmplă să mai plece. Și sunt cazuri în care copiii care se întorc, făcând deja această mișcare, reușesc să-i șantajeze pe cei din familie. Am plecat, o să plec din nou dacă nu-mi dai bani, dacă nu-mi dai aia, nu faci aia. Cred că se întâmplă situații de genul ăsta, nu? Doar că aceste situații sunt posibile dacă, în general, în acea familie s-a practicat șantajul emoțional. Șantajul nu e ceva ce... Să știe. Da. Șantajul nu e ceva ce copilul a învățat doar pentru că a plecat de acasă. E ceva ce l-a trăit și acum vine și el să șantajeze. De cele mai multe ori, când se întoarce copilul acasă, atunci normal, familia ar trebui să aibă o discuție despre cum ar putea să stea lucrurile în așa fel încât toată lumea să simtă că aparține casei, să simtă că este, fiecare simte că e respectat, fiecare simte că poate să contribuie. Adică e clar că un copil, dacă se întoarce și dinamica se reia așa cum a lăsat-o când a plecat, va pleca din nou. Dar ideal este să folosești o astfel de situație care este limită, să o folosești ca un mediu de învățare. Și părinții și copilul să învețe cum ar putea să relaționeze în așa fel încât să nu se mai ajungă aici. Dar nici într-un caz nu aș recomanda părintelui să fie șantajabil în acest fel. Aș veni un pic la... Deci continua, de fapt, această discuție despre șantaj. Șantajul este primul lucru pe care... prima tehnică pe care o aplică un nou născut, un bebeluș. Da, țipă și șantajează. Și dacă părintele nu știe să răspundă și să învețe, să nu lase să devină un șantajat, da? Emoțional. Da, dar eu zic că de cele mai multe ori părintele îl antrenează. Adică copilul când țipă vrea ceva. După aia își dă seama că are efect cu ce vrea. Dar părintele după aia începe să șantajeze. Dacă mănânci, te uiți la televizor, dacă... Alea cred că sunt tehnici de recompensare care pot să funcționeze, să învețe... Nu, copilul trebuie să învețe că trebuie să mănânce ca să supraviețuiască, nu ca să se uite la televizor. Da, televizorul clar nu e o recompensă bună. Dar cred că putem găsi și recompense bune. În orice caz, copiii sunt niște creaturi care pe natura lor șantajează, vor să obțină ce... Și părinții. Și învață. Păi și părinții au fost copii cândva. Tocmai, pentru că au rămas șantajezi. Și nu a știut cineva să oprească acest cerc vicios. Da, așa, asta înseamnă să fii un părinte bun, înseamnă de mic. Și apoi, când va fi mare, nu te va șantaja că fuge de acasă. Am și o statistică tot așa la nivel european pe care vreau să urmărim împreună. Este vorba de procentul de copii care pleacă și se întorc și iar pleacă. Haideți să urmărim împreună. Este vorba de 65,3% care pleacă de acasă mai mult de două ori. 32% copilașii în culoarea albastru închis pleacă între 3 și 5 dăți de acasă. 2,4% cel cu bleu deschis pleacă de 6-10 ori și 0,3% culoarea roșu se vede foarte puțin, sunt cei care pleacă mai mult de 10 ori. Iar revin la prima culoare, la cea portocalie, sunt cei care pleacă de 2 ori de acasă, nu mai mult de 2 ori. Așadar, iată, sunt aceste cazuri, dar în același timp aș vrea să tragem un semnal de alarmă în ultimele 6 minute pe care mai avem din emisiune și asupra răpirilor, pentru că nu toate disparițiile de copii sunt că ei vor să plece de acasă din diferite motive. Mai sunt și altele. Unii se rătăcesc, se întâmplă, nu știu, nu mai găsesc drumul spre casă, ceva se întâmplă, sau răpirile, că vorbeam un pic mai devreme și aș vrea să urmărim împreună câteva informații care mie mi s-au părut foarte importante pe care aș vrea să le aduc înaintea dumneavoastră în acest moment. Primul răpitor, persoana care ar putea să răpească copilul, este un om străin. Și ea este asociată în 58% din cazuri cu dispariția copilului dintr-un spațiu deschis, adică stradă, parc, locuri publice. Doar în 22% dintre cazuri răpirea s-a întâmplat de la domiciliul copilului și în 17% dintre cazuri în alte clădiri. Răpitorii, vedeți că în procente 95% sunt bărbați și 90% adulți, de aceeași origine etnică cu copiii, cu victima, și 44% dintre răpiri se întâmplă între orele 12 și 18 și vedeți care sunt procentele pentru alte intervale orare. Deci aceasta ar fi prima schemă, cel care răpește este cineva care nu cunoaște deloc copilul. Mai este și cel care răpește și este o cunoștință. Și hai să vedem și acolo care sunt caracteristicile. Răpirile comise de cunoștințe ale minorului, adică rude sau prieteni, vecini, care au avut un contact cu el la un moment dat,
sunt mult mai violente decât răpirile comise de străini. Sunt și mult mai frecvente, 27% din totalul cazurilor. Fetele sunt cele care devin și victimele abuzurilor sexuale și orarul 71% între prânz și 12 noaptea. Și cea de-a treia categorie, așa cum am discutat și un pic mai devreme în emisiune, cel care răpește copilul este chiar unul dintre cei doi părinți. Și acestea, de altfel, sunt și cele mai pașnice tipuri de răpiri și sunt mult mai frecvente decât răpirile stereotipe. Ele se produc după o separare, în principiu un divorț al cuplului, și cea mai mare parte din părinți își organizează singur răpirea chiar de la domiciliul copilului, adică în proporție de 84%, și bineînțeles că nu fac acest lucru singur, primesc ajutor din partea rudelor și prietenilor. Citeam la un moment dat și un lucru important. Dacă este un om străin care răpește copilul, important este timpul, pentru că de cele mai multe ori în primele 3 ore copilul poate să, chiar să moară. Da, ce ar trebui să vreau neapărat spunem. Să spunem că sunt foarte, foarte, foarte rare aceste cazuri. Da. Modul în care vorbim despre ele stârnește de foarte multe ori isterie, panică în masă, dar aceste cazuri sunt cu adevărat rare. Cele mai dese sunt răpirile parentale și de către cunoștințe și de altfel și periculoase. Acea cunoștință, acel vecin care este atras de copil și își dorește într-un fel sau altul acel copil. Aici consider că de foarte multe ori ca părinți îi expunem foarte mult pe copii și în mediile de socializare. Tot încercăm, apropo de cursuri, să părinții să conștientizeze că toate acele poze pe care le pun pe rețele de socializare copiilor ajung în colecții private ale unor pedofili. Și părintele ripostează și spune: da, ce, nu se poate duce acel om la plajă și să pozeze copii? Nu, pentru că acel om va sta tot timpul în spatele unui calculator și va colecționa mii de poze care devin marfă de schimb. Le va truca, și habar nu ai ca părinte cum ajunge să arate copilul tău. Deci, în primul rând, părintele își expune exagerat de mult copilul și nu-l protejează. Iar mai departe, așa cum spuneam, răpirile făcute de străini sunt foarte, foarte rare. Acțiunea, într-adevăr, trebuie să fie imediată. Dar eu cred că de cele mai multe ori e vorba de panică, sunt zvonuri care apar constant, nu neapărat situații în care chiar sunt răpiți copiii. În ultimele 2-3 minute aș vrea să tragem niște concluzii. Ce ar trebui să se întâmple mai exact într-o familie? Cineva care se simte cumva amenințat că copilul dă semne, nu știu, este mai introvertit, poate dă semne că vrea să plece de acasă, cum ar trebui să se poarte părinții? Că unii poate sunt cicălitori, acum ce ar trebui să nu mai atragă atenția copilului deloc, de frică, nu știu, că e posibil să plece? Cum ar trebui să se poarte? Cum ar trebui să se petreacă lucrurile într-o familie astfel încât să nu existe astfel de cazuri? În primul rând să discute. Da. În primul rând, când îți dai seama că e o situație, când vezi că s-a modificat puțin comportamentul copilului tău, că e mai retras, că e mai revoltat, că are anumite manifestări, stai de vorbă cu el. Și ca părinte să nu-ți fie frică să-l întrebi. Te-ai gândit că nu mai poți să suporți, te-ai gândit că e foarte greu la școală, foarte mulți copii au probleme la școală. Au probleme la școală, nu se simt înțeleși de către părinți și atunci fug ca să scape. Și atunci, ca părinte, să nu-ți fie frică să-l întrebi. Te-ai gândit să pleci de acasă? Te-ai gândit cum ai să o faci? Adică, practic să-l confrunți. Da, exact. Asta e, să nu negi lucrurile, să nu te faci că o să treacă. Asta e foarte important. În Japonia, unde există o cultură a sinuciderii de onoare, așa zis, există un fenomen mult mai grav decât fugitul de acasă. Când începe școala, copiii chiar de clasa 6, 7, 8 se sinucid din cauza presiunii. De altfel, mulți dintre cei care fug de acasă au și tentative de suicid. Aș încerca și un răspuns la întrebarea ta, la ultima întrebare. Dacă nu vrei să-ți fugă copilul de acasă, încearcă să creezi un mediu în care acesta să simtă cât mai iubit, cât mai apreciat, pentru că nimeni nu vrea să fugă de acasă dacă acasă e bine. Clar, așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și mai ales pentru răspunsuri. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Urmează Cornel Dărvoșan, așadar rămâneți pe A7 TV. Este un subiect interesant și un invitat deosebit. Mâine ne revedem la ora 20 să punem sub lupă un alt subiect foarte, foarte captivant, spun eu, așa că vă dau întâlnire mâine la ora 20. Numai bine vă doresc!